și așteaptă. Peste noapte încep un plastic, suferința îndățește. Iată, triponește coada și o strânge ca într-un clește. Ursul, chinuit de foame și de vechea neîntreruptă, s-a smucit să scoată pește și a rămas cu coada ruptă. Copiii de la Fundația Împreună au demonstrat că, deși au nevoie de ajutor financiar, au talent actoricesc. Cei mici au fost extrem de încântați că au fost aplaudați de publicul prezent la eveniment. Ești cea care și-a dorit de la 4 ani să fie pe scenă? Da. Cum te-ai simțit? M-am simțit super. Te-ai bucurat când ai văzut că te-au aplaudat toți oamenii? Da, e o senzație foarte plăcută. A fost visul meu din copilărie, când am fost mic. Mama tot mereu îmi zicea, Andrei, poate când vei fi mare o să devii un actor, mai mult ca sigur, că mama îmi dădea mereu câte un rol și îl învățam foarte ușor. Și ți-a plăcut? Da. Cum a fost să fii acolo pe scenă? Minunat. Dar tu ai avut emoții? Puțin. Dar ți-a plăcut când te-au aplaudat toți oamenii? Da. Tocmai pentru copii ca ei a fost organizat evenimentul caritabil Rochia fără sfârșit, ce a reunit 8 prezentări de modă, iar banii pe ținutele vândute au ajuns la fundație. A fost un eveniment fashion, da, dedicat fundației Împreună. Cu ajutorul designerilor, noi am reușit să facem cu acest scop să-i ajutăm bănuți, da, pe acești copii de la Fundația Împreună. Deși suntem în plină criză financiară și economică, în seara aceasta am reușit să organizăm acest minunat eveniment, foarte stylish și foarte fashion. Banii vor fi donați în scopuri caritabile Fundației Împreună. Toți cei implicați în organizarea evenimentului caritabil au îmbrățișat ideea de a ajuta copiii nevoiași îmbinând și moda. Să fim alături de un grup minunat de copilași. Sperăm să reușim să facem cât mai multe asemenea evenimente. Suntem o echipă întreagă care a încercat și sperăm din toată inima să reușim să facem ceea ce ne propunem, să ducem la bun sfârșit acest eveniment. Este un act caritabil, este ceva ce se face destul de rar, din păcate, la noi, dar eu zic că este un început, se poate numi un precedent în acest sens. Reprezentanții Fundației Împreună au apreciat inițiativa celor ce au pus bazele actului caritabil și ajutorul celor 8 designeri care și-au pus la bătaie ținutele din noile colecții pentru a întinde o mână de ajutor celor mici. Misiunea pe care ne-am ales-o este de a îmbunătăți calitatea vieții membrilor comunității aflați în dificultate. Avem în funcțiune centru de zi pentru copii defavorizați, proveniți din familii sărace din Galați, și un club pentru seniori, pentru vârst nici mai mult singuri, care vin pentru socializare și petrecerea timpului liber. Sunt instructor la centru de zi al Fundației Împreună. La centrul nostru de zi vin 50 de copii. Ei sunt o mică parte dintre cei 50. Toți copiii sunt la fel de talentați și de frumoși, așa cum îi vedeți pe cei 4. E o mare plăcere și e un privilegiu să lucrez cu ei. Prezentarea de modă Rochia fără sfârșit a fost menită să strângă fonduri în urma licitării ținutelor designerilor gălățeni pentru copiii din familii defavorizate. Atât suma adunată după vânzarea hainelor și a bijuteriilor, dar și cea strânsă din prețul invitațiilor, vor fi donate pentru a le aduce zâmbetul pe buze celor mici de sărbători.